Povestea, să-ți dau dreptate. Aici, apropo de... mai bine. Se aude. Mai tare. Am și o povestire, tot cu lumea bărbaților. Am lucrat pentru 10-12 ani în industria de aviație. Și prima parte a carierei mele am fost colegă cu soțul meu. Făceam cam același lucru. Lumea îmi zicea, doamna, soția domnului inginer. Zic, nu, doamna inginer, vă mulțumim. Deci a fost greu, dar până la urmă am reușit. Deci nu e singură, nu e singurul domeniu IT unde se întâmplă chestia asta. Se reușește, se depășește chestia asta, nu e absolut nicio problemă. Cea mai mare reușită a mea a fost când am dus la o expoziție și am întâlnit un partener străin care, în momentul în care a aflat că lucrez în aviație și că a văzut că stăpânesc domeniul, nu știa cum să mai mașeze, cum să mai îmi explice. Deci a fost așa de încântat și de plăcut surprins de chestia asta și am dezvoltat ulterior o foarte bună colaborare profesională. Deci, iată că este și o altă față. Și ultima chestiune, câteodată e bine să pui accent pe partea emoțională, pentru că de cele mai multe ori deciziile de a cumpăra sau nu un produs, de a încheia sau nu un contract, depind în mare măsură de ce relație ai tu cu acel client. Așa că nu văd nicio problemă că acel client a stat poate o oră de vorbă cu tine și al client cu care pierd poate câte 2 ore. Unii semnesc contractul și cu alții nu semnesc contractul. Asta e viața, mergem pe minte. Mulțumesc! Mulțumim mult! Ok.